Domnul Petru Becheru, ați fost implicat în ultimele zile într-un scandal pornit de postarea mai multor stenograme de către primarul Craiovei, Augusta Vasilescu, pe pagina sa de Facebook, urmate de o avalanșă de comentarii injurioase, amenințări cu moartea. Da. Ce doriți să faceți de acum încolo? Cum veți reacționa după acestor comentarii? Vreau să precizez că am intrat și eu pe pagina doamnei primar, în pagina de Facebook, am citit toate, absolut toate comentariile. Mie nu vine să cred ceea ce scrie acolo. Cum sunt jignit, cum se vorbește despre mine, cum se vorbește despre locatarii de aici, din blocul meu, aluziile care se fac, acuzațiile pe care mi se aduc, toate acestea mă fac să-mi fie frică să ies pe stradă, să-mi fie frică să mă plimb prin bloc, să-mi fie frică să mă duc la magazin, deoarece am fost amenințat cu agresiune fizică, cu faptul că trebuie să mi se facă expertize psihiatrice, cu faptul că am făcut adunări ilegale la asociație. Eu, într-adevăr, am un handicap. Nu m-am născut fără un ochi, dar în urma unei agresiuni mi-am pierdut ochiul stâng. Eu cred că acest lucru n-ar trebui să aibă nicio legătură cu dosarul penal și cu plângerea. Plângerea pe care asociația a formulat-o și care a fost redactată de mine, a fost făcută ca urmare a unei hotărâri legale a proprietarilor din acest bloc. Eu îi reprezint pe ei. Indiferent care este opinia mea personală, eu trebuie să mă supun hotărârii adunării generale. Nu pot să nu fac plângere în condiții în care proprietarii consideră că blocul a fost afectat. Practic, dumneavoastră sunteți considerat oaia neagră a președinților de asociații de proprietari de la aceste blocuri care s-au realizat, sunt de singur care a ridicat problema legalității acestui contract. Nu sunt singurul care a ridicat-o în mod public. Eu am avut discuții cu mulți dintre președinții de asociații și cu administratorii de la asociațiile învecinate și toți mi-au spus că au fost presiune asupra lor, inclusiv cu acele ghivece de flori, inclusiv cu culorile, și că ei nu au putut să se opună deoarece le e frică de controlele pe care primăria le poate dispune prin serviciu specializat. Înțeleg că dumneavoastră nu v-a fost frică. Ba, da, și mie mi-este frică. Dar mai frică mi-a fost să semnez hârtiile pe care mi le-au propus ei. Ce veți face, totuși, de acum încolo? Vreți să apelați la sprijinul avocații, intenționați să dați în judecată pe cineva? Deci, în primul rând, o rog pe doamna primar să șteargă acele comentarii pe care le consideră nepotrivite. Poate dânsa nu știe să folosească atât de bine Facebook-ul și nu știe că poate să șteargă unele comentarii. O informez că poate să șteargă acele comentarii cu care nu este de acord. Eu o să urmăresc în următoarele două zile care sunt comentariile care rămân și în funcție de acest lucru o să îi atrag atenția doamnei primar că și alte comentarii pe care dânsa le lasă sunt nepotrivite. În legătură cu persoanele care au făcut afirmații referitoare la mine, unele dintre comentarii se pot înscrie în limitele de exprimare sau ale, având în vedere publicitatea care s-a făcut și prezentarea care mi-a fost adusă, unii oameni au dreptul să-și exprime anumite păreri. Dar nu au dreptul să mă amenințe, nu au dreptul să susțină că eu am făcut fapte ilegale, cum ar fi că am primit bani ca să fac denunțul, că eu sunt omul unui sistem sau al altui sistem, că Gazeta de Sud m-a plătit. Dar am găsit că trebuie să fiu dat cu var și aruncat într-o groapă ca să fiu înmormântat acolo.
împotriva acelor oameni voi lua măsurile pe care mă vor sfătui avocații mei. În acest moment, fără să am studii juridice, mă gândesc la sesizarea Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, fiindcă eu am un handicap și doamna primar, în opinia mea, în mod intenționat, a postat acea fotografie cu mine, în care handicapul este vizibil, tocmai cu scopul de a fi jignit. Chiar dacă afirmă, vă rog, nu jigniți. E ca și cum scoți ursul în piața publică și rogi toată lumea, nu vă uitați de el. După cum ați văzut, subiectul a avut un mare impact în presa națională, inclusiv la televizor. Imaginea dumneavoastră a apărut pe foarte multe ecrane. Da. Se încearcă, pe de-o parte, acreditarea ideii că sunteți nebun. Fotografia dumneavoastră, în care se vede handicapul, apoi încep comentarii de parte și de alta. Deci, pare că este o încercare de a vă scoate nebun. Acum, o întrebare directă. Sunteți nebun sau nu? Nu sunt nebun. Nu. Sau consider că nu sunt nebun. Eu îi consider pe cei care nu au sesizat faptele penale și știau de ele, cel puțin inconștienți, nu știau la ceea ce se expun. Doamna primar are următoarea strategie, în opinia mea. Susține că cei care i-au făcut plângere penală se încadrează în două categorii. Este categoria infractorilor asupra cărora DNA-ul sau procurorii, poliția, ar fi făcut presiuni ca să dea declarații împotriva ei, declarații care nu sunt adevărate, în opinia dânsei. Și dacă cumva e cineva care i-a făcut plângere și nu este în categoria de infractor, atunci este nebun. Deci, dânsa este nevinovată, în concluzie. Cu toate astea, se concentrează asupra mea. Din câte am citit eu în rechizitoriu care s-a publicat și în presă, majoritatea probelor sunt obținute de la colaboratori ai doamnei primar. Nu de la mine. Eu doar am sesizat că la blocul meu s-a încălcat legea și că asupra mea s-au făcut și locatarilor din blocul meu s-a făcut presiuni. Eu nu aveam de unde să știu exact ce presiuni s-au făcut asupra sponsorii, așa numiților sponsori, asupra celor de la alte blocuri. Acum vedeți, se încearcă și acreditarea ideii că sunteți un maniac al înregistrărilor. Că i-ați filmat și înregistrat pe unde i-ați scris pe toți din primărie. Ce v-a determinat să faceți lucrul acesta? Am fost determinat de următorul lucru. Eu încă de la început, din octombrie 2013, din momentul în care mi s-a cerut acordul pentru aceste lucrări, mi-am dat seama că aici este posibil să existe un conflict între proprietarii de spații comerciale din bloc și locatari, în sensul că unii puteau fi puși să plătească. Eu, ca președinte de asociație, eu reprezint pe toți locatarii din acest bloc, indiferent că sunt proprietari de spații comerciale, indiferent că un om are un apartament și l-a transformat în cabinet de avocat sau cabinet de traducere sau frizerie, sau că este spațiu comercial sau și-a făcut sediu de firmă acolo. Eu îi reprezint pe toți și le reprezint interesele. Din acest motiv, dacă eu la acele întâlniri aș fi susținut punctul de vedere a tuturor proprietarilor și ei susțineau și primăria după aceea susținea că eu n-aș fi făcut acest lucru, n-aveam cum să demonstrez. Mai mult decât atât, eu am informat primăria că discuțiile dintre mine și ei sunt înregistrate. Am informat și în scris am informat că discuțiile sunt înregistrate. Încă de la început. Nu a fost o avertizare, că e normal să fie așa. Fiindcă eu reprezint o persoană juridică. Reprezint 100 și ceva de locatari din bloc.
eu trebuie să mă justific în fața lor cu ceea ce fac. Și atunci am înregistrat și am informat primăria că sunt, că toate aceste discuții sunt înregistrate. Unde vede eu un aspect? Și mă scuzați că vă întreb. Inclusiv consilieri locali, deci din Consiliul Local, pe data de 28 martie, deci înainte să se înceapă lucrările la blocul meu, mi-au spus că știu că eu am înregistrat și eu am zis că, într-adevăr, e posibil ca discuțiile să fie înregistrate. Un aspect pe care se insistă foarte, foarte mult este o întâmplare pe care dumneavoastră ați provocat-o în 2008-2009. Acel contract semnat pe hârtie igienică, da, și insistența asupra acelui eveniment vrea să spate în evidență de fapt că nu ați fi o persoană echilibrată, ci o persoană conflictuală. Sau chiar o persoană care nu are un echilibru psihic unde a ajuns de solid, care cât să prezinte încredere că poate formula un denunț la DNA care să fie luat în seamă de procurori. Deci, puteți explica ce s-a întâmplat în anul acela în care ați depus? În primul rând, vreau să discut un pic despre plângerile cui pot sau nu fi luate în considerare. Un procuror are obligația să strângă probe atât în favoarea cât și în defavoarea persoanelor acuzate. Orice persoană din țara asta are dreptul să formuleze plângeri, iar procurorii pot să verifice dacă acele acuzații sunt sau nu reale. Chiar de curând a fost un caz cu acei sclavi din județul Prahova sau Dâmbovița, unde niște persoane cu handicap mental erau ținute în sclavagie, în lanțuri, ori când s-au dus la poliție s-a ținut cont de ceea ce au declarat. Bineînțeles, s-a ținut cont în sensul că afirmațiile lor au fost ulterior coroborate cu alte probe. Deci faptul că o persoană este sau are sau nu probleme psihice nu înseamnă că nu îi se pot întâmpla fapte, nu poate fi victima unor fapte penale și nu le poate reclama. Chiar foarte multe persoane cu probleme psihice sunt victime ale multor infracțiuni și au dreptul să se sesizeze. Asta e aspectul general, fără să fac referire la mine. Acum, în legătură cu acel contract scris pe hârtie igienică. Câți ani aveți? 23 de ani. 23 de ani, cred că aveam. Terminați la facultate, spune. Eram anul 3 de facultate, parcă. Mă rog. Când se întâmpla? Eu am avut de rezolvat niște chestiuni la fisc. Și cred că orice persoană care a avut treabă pe la instituțiile fiscale a remarcat că în anumite perioade ale anului, dacă nu întotdeauna, cel puțin în acea perioadă în anii 2009, erai mutat de la un ghișeu la altul, plimbat de la ușă la ușă și în aceste condiții îți rezolvai cu greu unele probleme. Acel contract, de fapt, a fost o metaforă. Deși mi-au spus că ei de la FIS sunt obligați să înregistreze orice contract și să impoziteze veniturile care sunt declarate în acel contract. Explicați-ne pe scurt povestea contractului. Cum ați ajuns să scrieți pe hârtie igienică? De ce? Cu ce v-au supărat? A fost o greșeală de calcul la niște impozite și pentru a repara acea greșeală am fost nevoit timp de 3-4 săptămâni să mă duc absolut în fiecare dimineață pe cale ierarhică de la lucrătorul de la ghișeu până la nivelul aproape cel mai înalt al fiscului din Dolj, ca să le explic problema și să se dispună rezolvarea situației. A fost, da, inițial a fost au interpretat greșit un contract și ulterior au calculat niște impozite în plus. Și trebuia... Practic, v-au pus să plătiți în plus. Da, și trebuia să încercați să rezolvați problema. Da. Să le arătați că au greșit. L-am arătat că au greșit, după care penalitățile au constatat că trebuie scăzut impozitul, dar după care penalitățile calculate la
la acea sumă, au lăsat penalitățile calculate la suma inițială. Au rezolvat decât problema, dar consecințele problemei nu le-au mai da. Și cât a trebuit, din nou, pentru acele consecințe, pentru acele penalități care erau calculate la suma mare, nu la suma corectă, să reiau același lanț, aceleași uși și să le explic. Și până la urmă mi s-a spus, înțelegem care este problema dumneavoastră, aveți dreptate, dar nu vrem să vă facem dreptate. Cine v-a spus lucrul acesta? Era directorul finanțelor publice pe municipiul Craiova. La vremea respectivă. Nu mă știu cum se cheamă. V-a spus-o în față? Da, explic. Da. Ca ultima persoană, ca decidentul, ca cel care punea, ștampila, mi-a spus că înțeleg care este problema. Vi s-a calculat penalități la o sumă mai mare decât trebuie. Fiind o diferență doar de 200 de lei, considerăm că e prea mică ca să ne obosim noi să semnăm o decizie de scădere. Eu, în momentul ăla, am spus că nu se poate așa ceva. Cu 200 de lei, unii oameni trăiesc câteva zile. De ce să nu fie scăzut dacă am dreptate? Și atunci, și i-am spus că o să vin cu presa, că n-am altă variantă. Și mi-a spus că nu am cum să aduc presa la fisc, că pe nimeni nu interesează un prejudiciu de 200 de lei. Dar întrebare logică, de ce nu ați făcut o sesizare mai departe la organul superior? Adică să fi întrebat la București, la... Ar fi fost un tăbălău prea mare pentru o sumă atât de mică și nu aș fi rezolvat cu adevărat problema pe care am identificat-o eu, anume că acei funcționari își băteau joc de contribuabil. Acum am întâlnit de acord igienică cu Botswana. Pentru că eu insist pe această problemă pentru că la rândul lor alții insistă pe aspectul acesta. Niciun ziarist, dacă i-aș fi sesizat faptul că nu se scad 200 de lei, nu mi-ar fi recomandat mai mult decât să fac reclamație la ministrul finanțelor. Că nu este un subiect adică foarte... V-am întrebat și-o poate cuvinte. Da, exact. Exact ce m-ați întrebat și dumneavoastră. Pentru a atrage atenția opiniei publice, a trebuit să îmi imaginez o situație cu care fiscul nu s-a mai întâlnit. Având în vedere că ei susțineau că orice contract care se depune la ei în urma căreia se obțin venituri trebuie a fi impozitat, orice sumă care se obține trebuie să fie impozitată, m-am gândit că am luat și am citit legea și în lege nu spune pe ce tip de hârtie pot să scrii. Și ca să le sugerez nivelul, am scris contractul pe hârtie igienică. Mai mult decât atât, în acel contract eu mă obligam să învăț un porc să calculeze taxele și impozitele corect, de fapt, ceea ce greșiseră ei în cazul meu. Și urma să, dacă reușeam să învăț porcul să calculeze taxele și impozitele corect, urma să câștig o monedă din Botswana și vreau să solicit fiscului să îmi impoziteze moneda din Botswana. În limba română există mai multe expresii care poți să le folosești, care fac referință la diferite părți ale corpului. Dacă le folosești în mod explicit, jignești auditoriu. Dacă folosești o metaforă, cel care este adresată înțelege care este problema, persoanele din jur le pui un zâmbet pe față, nu îi agresezi prin chestia asta și determini în mod indirect până la urmă rezolvarea problemelor fără a apela la forță. Deci a fost o metaforă ironică la adresa sistemului, o metaforă care a dus zâmbetul pe buze și cititorilor și probabil și jurnalistilor de la vremea respectivă care a luat. Deci după ce s-a întâmplat acest lucru, eu am mai fost pe la fisc și doamnele de acolo râdeau și cu toată lumea glumeam pe această temă. Deci nu a fost nicio chestie. Așa chestie. Oricine, este băiatul care a făcut gluma aia. A fost chiar și o emisiune cu domnul, era director general finanțelor pe Dolj, domnul Călinoiu, o emisiune la televizor, în care amândoi am râs pe această temă. Deci... Dar banii i-au dat înapoi? Nu. Deci și acum are fiscul să vă dea 200 de lei? Păi ați putea să le cereți o bună. E o sumă prea mică ca să fac prea mult tam-tam.
Ăsta a fost motivul pentru care am făcut acel contract. A fost ca să aștern un zâmbet pe fețele lor, să nu mai fie atât de încordați și să privească și să acorde respectul cuvenit contribuabil, că dacă nu, pot fi înjurați, într-un fel sau în altul. Practic, ați fost vocea contribuabilului sufocat de birocrație, care a găsit o formă creativă și amuzantă de a protesta împotriva acestui lucru. Și, de a arăta unde au greșit. La 23 de ani. Da. Ați mai face același lucru și acum dacă s-a revit din nefericire pentru dumneavoastră o situație asemănătoare? Sau ați găsit altceva la fel sau poate mai creativ decât atunci? Atunci când ai o problemă pentru a atrage atenția, trebuie să fii creativ. Acum, nu știu, în scandalul cu fațada, dacă îi depun doamnei primar un contract pe hârtie igienică cu moneda din Botswana, nu știu dacă dânsa are calitatea să mă impoziteze. Creativitatea este apanajul oamenilor inteligenți. Dumneavoastră sunteți absolvent al Facultății de Matematică din București. Da. Ați urmat masterul în inteligență artificială la aceeași facultate, acum sunteți doctorant. Da. Lumea se întreabă următorul lucru. De ce nu profesați în domeniu? De ce nu urmați calea aceasta și ați ales să ocupați, fie și temporar, o funcție de reprezentare la o asociație de proprietari? În cadrul căreia ați adus metode inovative. Aici nu se mai plătește cash. Practic, i-ați tehnologizat, i-ați învățat și pe ei cum se face administrație modernă. Dar totuși, de ce nu vă urmați calea? E o întrebare pe care și-au pus-o foarte mulți oameni. A fi președinte de asociație de proprietar nu este o meserie. Este un drept și te votează cei din comunitate. Eu, de mic, am fost implicat în comunitatea acestui bloc. Mi-aduc aminte că tot în anul 2009 sau în 2008 a fost un incendiu în bloc la noi, provocat de o persoană care strângea gunoaie în apartament și până să ajungă pompieri, împreună cu o altă persoană, am spart ușa și am scos-o pe acea persoană care încerca să stingă incendiu cu un lighean, deși flăcările erau cât ea de mare. În momentul în care eu am remarcat că la această asociație sunt anumite probleme în administrarea fondurilor, probleme care mă afectau în mod direct, în sensul că în apartamentul meu se infiltra apă de ploaie pentru că instalaseră burlane de plastic ce s-a spart, am considerat că trebuie să intervin și să-mi aduc aportul. Acest lucru nu m-a împiedicat însă să nu îmi continui cercetările cercetările în domeniul în care sunt doctorant. După ce veți lua titlul de doctor, dacă îl voi lua. Pe bune, fără plagiat, fără nimic, veți mai continua activitatea aici? Deci, în acest moment, asociația de proprietari este foarte, asociația Romarta este foarte bine pusă la punct, este complet informatizată. Munca de președinte, dacă nu apare evenimente neprevăzute, nu este foarte, foarte complicată. Pur și simplu, la sfârșitul lunii trebuie să verific că doamna administrator a întocmit corect listele de întreținere. Deci, practic, voi ia o oră, puteți să o faceți și din casă, verificând... Munca mea ca președinte de asociație, în majoritate, deci dacă nu apar situații neprevăzute, nu știu, spargeri de conducte sau chestii de genul ăsta, vopsiri la fațade sau așa, nu mi-a mai mult de 3 ore pe lună. Și ce ați dori să faceți după ce terminați doctoratul? Să o firmă, aveți cumva o firmă? Nu am nicio firmă. Probabil voi încerca să urmez o carieră în domeniul universitar, să predau pe de asta, să-mi la doctorat. Succes! Mulțumesc mult!